La mai bine de o lună de la câștigarea concursului, noul director al Spitalului Județean Giurgiu, dr. Elena Dinu, a venit în fața presei giurgiuvene pentru a vorbi despre problemele cu care se confruntă spitalul, dar și ce soluții propune pentru un management eficient. Trebuie să recunoaștem că sunt mai multe deficiențe decât soluții, astfel că misiunea noii conduceri nu va fi deloc ușoară. De pildă, spitalul de la Giurgiu se confruntă cu un mare deficit de personal pe toate planurile, un handicap greu de recuperat în condițiile în care lipsește aparatura performantă, iar pe secțiile unde există este insuficientă. Prima evaluare, din punct de vedere al personalului medical, mediu, adică asistenți și medici, există un deficit, însă nu așa de mare cum știți, cum vă spuneam despre cealaltă categorie de personal. Avem câteva secții foarte puține în care există deficit și o să hotărâm dacă va fi nevoie să facem și acolo demersuri pentru completare. Medici noi am avut mai mulți, au plecat așa cum știți sau nu știți, am pierdut foarte mulți medici rezidenți care au avut posturi la Spitalul Județean Giurgiu, au venit și din cauza, unii au invocat lipsa de aparatură medicală, alții au invocat în mod real, de altfel, probleme de atitudine a conducerii spitalului de la acea vreme și multe alte lucruri și fără o parte dintre ei am rămas. Încercăm să facem demersuri și să angajăm noi medici, dacă vom reuși, sau măcar pe cei care urmează să vină, pentru că urmează să ne mai vină specialiști dintre cei care au dat concurs de rezidenția pe post, să-i oprim la Giurgiu pentru că avem nevoie. Nu cred că e normal să mergem să facem o endoscopie la București, nu cred că e normal ca în Spitalul Județean de Urgență Giurgiu să n-ai cum să-ți schimbi ochelarii pentru că nu există un dioptron. A existat, s-a stricat și n-a mai fost reparat. Nu cred de asemenea că e normal ca spitalul să funcționeze cu un singur aparat de radiologie care, dacă se strică, ajungem ca în vară, că știți și dumneavoastră, probabil că ați auzit câteva luni, nu s-a făcut o radiografie în județ. Și atunci sunt lucruri pe care, cu banii pe care avem, cu resursele pe care le avem, va trebui să le rezolvăm. Să vă mai spun că în acest moment sunt lucrări în desfășurare în Spitalul Județean, din fonduri de la Consiliul Județean, reabilitarea secției de neurologie din Spitalul Vechi, care a început din rațiuni de anotimp, întâi de afară și după aceea dinăuntru, deși din punctul meu de vedere ar fi trebuit să termine renovarea secției de neurologie pe care o știe toată lumea așa cum o știe. Jumătate din ea e renovată, jumătate e așa cum știți. Și au promis că vor termina și asta, după care încercăm să creăm ordine firească în spital, adică să știe toată lumea că nu se poate intra când vrei, nu se poate face ce dorești pe o secție în care medicii consultă, în care asistentele fac tratament. Va trebui cumva să ne disciplinăm și noi și aparținătorii și bolnavii, pentru că altfel nu vom reuși să facem din spitalul de la Giurgiu măcar, să nu dau un procent față de unele din capitală, de exemplu, dar să ne apropiem cât putem de acestea. Mi-am propus și o să fac public ca să știe lumea pe cine înjură după aceea, să închid practic în afara programului de vizită secțiile spitalului. Pentru că așa este și știți și dumneavoastră că ați mai fost în toate spitalele, aparținătorii intră doar în cadrul programului de vizite, bine stabilit, și atunci nu oricum așa, pentru că s-a întâmplat să merg prin secții fără să mă anunț
și să n-am loc, să trebuiască să mă dau eu la o parte, să treacă cei care veneau în vizită. Și eu și medicii îi deranjeam din cadrul traficului pe cei care veneau. În momentul în care am solicitat și am obținut fonduri de la Consiliul Județean pentru acest lucru, pentru că totul se face cu bani. Eu nu pot să închid o ușă decât dacă asigur un acces cu cartelă, pentru că nu pot să stau cu cheia să deschid fiecărui asistentă sau fiecărui medic care se duce dintr-o secție în alta. Am făcut această solicitare, am spus pentru ce dorim și iar Consiliul Județean a aprobat în ședința extraordinară de vineri. I-am rugat și pe consilierii care sunt în Consiliul nostru de administrație să ne susțină și le mulțumesc pe această cale tuturor consilierilor care ne-au ajutat și au aprobat urgențele noastre practic. Nici la capitolul aparatură nu se stă mai bine. Deși este spital de urgență, aici funcționează un singur computer tomograf cu pacienți aflați pe o lungă listă de așteptare, două aparate de radiologie, dintre care unul defect, în timp ce datoria spitalului față de furnizor se ridică la 50 de miliarde de lei vechi. La toate acestea se mai adaugă și atitudinea personalului medical în dialog cu pacienții, o atitudine des reclamată la conducerea spitalului față de care se promit măsuri. Eu zic că problema de atitudine este o mare problema sistemului medical. Din toate sondajele, din chestionarele de satisfacție ale pacienților, problemele de atitudine sunt, deci, infrastructura precară și problemele de atitudine ale personalului medical sunt printre cele mai mari nemulțumiri ale pacienților. Foarte puțin reclamă calitatea actului medical, cât reclamă problemele de atitudine. Am solicitat și Ordinului Asistenților Medicali. Eu deja am vorbit cu asistentele șefe să le comunice că nu voi avea niciun fel de clemență pentru persoanele care vor primi reclamații vis-a-vis de atitudine. Și am solicitat chiar Ordinului Asistenților Medicali, care este responsabil de programul de educație continuă al acestora, să facă cursuri speciale de... Se trăinuiesc și în străinătate pe problema asta asistentele, personalul de îngrijire. Atitudine față de bolnav, și cu siguranță o să încercăm să mai schimbăm. Eu o să vă rog să ne sesizați toate aspectele astea și cei care vin să sesizeze problemele de atitudine ale personalului medical. Și pentru medici pot să fac același lucru la Colegiul Medicilor. Foarte puțini s-au plâns de atitudinea medicilor, cei mai mulți se plâng de atitudinea personalului auxiliar de îngrijire sau de asistente. Din ce au ajuns la mine, dar toată lumea îmi spune cam același lucru. În ceea ce privește soluțiile noii conduceri pentru a eficientiza unitatea spitalicească de la Giurgiu, s-a început cu modificarea componenței comitetului director al spitalului, scoaterea la concurs a posturilor vacante, realizarea în totalitate a contractului încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate și obținerea de fonduri de la Consiliul Județean și Ministerul Sănătății în vederea modernizării. Până atunci, spitalul trebuie să se descurce cu ceea ce are în prezent.